Hei, bună, eu sunt Laili și acesta este un nou episod din vlog, așa că să începem! Pentru astăzi v-am pregătit un daily vlog, v-am promis de fapt un daily vlog și știu că titlul este Mă machiez în mașină, dar să știți că v-am pregătit multe, multe alte locuri foarte, foarte frumoase pe care le-am vizitat și chiar vă rog să vă uitați la tot vlogul pentru că este superb. Adică asta cu machiatul în mașină a fost așa, o parte de intro, ca să spun. Sper că vă place fundalul meu, mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Mă încarcă cu energie și absolut toate peisajele pe care le-am vizitat m-au încărcat cu energie. Cred că am spus și pe undeva prin vlog, dar eu am stat aici 3 zile și v-am făcut daily vlog din fiecare zi și așa o să le postez pe zile diferite. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, acesta este Instagramul meu și așa arată. Și de asemenea un follow și pe TikTok, acesta este contul meu de TikTok și așa arată. Pentru că am făcut și poze și TikTok-uri de aici și sunt foarte, foarte frumoase. Voiam să vă spun de asemenea că am observat în aceste zile că România este o țară superbă. Doar că așa cum a spus și mama, nu o să spun că au fost cuvintele mele, au fost cuvintele mamei mele, dar mi-au plăcut foarte mult. România nu este promovată absolut deloc și vă spun și eu o chestie, asta o să vedeți în următorul vlog, dar noi ne-am rătăcit pentru că nu există indicatoare, nu prea e semnal, Waze-ul nu mergea și ne-a luat pe cu totul altă parte și în loc de o oră jumate am făcut 3-4 ore ca să ajungem într-un loc. În concluzie, România e o țară foarte frumoasă și o să vedeți în vlogul acesta cât de minunată este. Nu vreau să vorbesc foarte mult pentru că deja vlogul este destul de lung. Vă las să vă bucurați de peisaje. Bună! Suntem plecați de vreo 4 ore, dar vreo 2 jumate le-am dormit, așa că nu le-am simțit foarte bine. Nu știu ce titlu o să pun la acest vlog, probabil mă machiez în mașină, deci haideți să începem. Eu m-am dat cu cremă și acasă, dar o să mă dau cu niște apă micelară. Și mi-am făcut codițele acasă, pentru că am crezut că o să mă machiez în timp ce mergem. Oricum, nici acum, nici măcar nu sunt egale, s-au mai stricat, că am dormit. Și acum o să iau fondul de ten. Bine, de fapt, nu este un fond de ten, este de un BB cream. Îl apic pe deget și după pun... Așa, o să-mi trag asta. O să mă uit aici, dar voi o să vedeți tot ceea ce fac. Dar nu văd până la cameră, nici n-am ochelari și... Bun, și după ce am pus aceste puncte, o să tapotăm așa. M-am dat cu BB cream. Acum o să mă dau cu un strugure pentru că am buzele foarte uscate. O să mă dau cu un creion de ochi. Ok, și acum o să mă dau cu creionul. Deci eu iar cred că m-am speriat. Uitați și voi cum mi-am ascuțit. Hai că se vede dacă... Nu știu dacă se vede cum mi-a ascuțit creionul ăsta, dar... Cred că am mutat camera un pic mai încoace, nu știu. M-am dat cu creion. Ce are vocea mea? O să luăm acest undulator de gene și rimelul pe care cu momentanul ăsta. Gata? Așa. Ai, să-mi lăcrimează ochiul. Deci nu suport. Nu știu de ce îmi lăcrimează ochiul atât de tare. Ieri, de exemplu, mi-au lăcrimat într-una. Cred că am alergie la ceva. Dar nu cred că la un produs de ăsta pentru că n-am mai făcut nimic până acum. Vreau să vă anunț că dacă ați intrat doar pentru titlu, să vedeți cum mă machiez în mașină, că și ceea ce o să fie mai departe o să fie interesant, mult mai interesant decât cum mă machiez eu în mașină. Acum trecem la sprâncene. Deci mai avem super puțin, mai avem sprâncenele, highlighter-ul și cu ruj nu o să mă dau acum pentru că o să vreau să mănânc. Eu acum am un fard maro. Este și sprâncenele mele sunt gris pe negru. Mă dau cu acesta pentru că nu am unul nici negru, nici gri, am ceva, dar în niciun caz nu merge pe sprâncene. Dar am văzut că se vede ok în poze și așa. În realitate nu se vede mereu ok, dar
În poze chiar e ok. Acum highlighterul. Highlighterul este preferatul meu și de obicei exagerez cu el. O să încerc să nu exagerez cu el, dar îmi place foarte mult să sclipesc așa. Este și foarte frumos, uitați ce nuanță superbă are. Gata! Vreau să-mi fac buzele, dar nu o să le fac acum, v-am spus, pentru că vreau să mănânc. Și asta e! O să închid, pentru că au venit niște oameni și nu vrem să-i deranjăm. Ok, deci tocmai am ajuns la chipul lui Decebal, este acolo. Noi acum am ajuns în cameră și o să vă fac acum tur ca să vedeți cum este. Aici este ușa pe unde am intrat. Aici este o oglindă unde probabil o să fac poze pentru că normal, mă știți cum sunt. Asta este baia. Arată foarte drăguț. Așa. Acum haideți să vă duc în camera mea care, ce să vedeți, este aici. Wow, deja am ajuns. Da, aceasta este camera mea. Dar este mai mare decât a părinților mei, dacă stăm să ne gândim. Aici este un birou. Avem și televizor. Și acolo aer condiționat. Avem și măsuță, o să întind canapeaua. Haideți să o probăm. E cam tare, dar merge. Oricum eu sunt învățată cu saltea foarte, foarte mare. Wow.
avem și terasă pe care o să mergem imediat, doar că trebuie să dau pe cineva afară de acolo. Foarte, foarte, foarte frumos de aici. O să vă prezinte imediat cameramanul meu, dacă s-ar și mișca. Nu, priveliște, nu pe mine, că pe mine mă cunosc. Este foarte, foarte, foarte frumos. Îmi place foarte mult. O să fac sigur super multe poze de aici. Am făcut deja, am fost cu barca, după cum ați văzut, și am făcut foarte multe poze. Să intrați pe Instagram la mine, l-aveți în descriere și sigur l-am zis la începutul intro-ului. Cu bărcuța aceea am fost noi, veniți pe afară. Și e foarte, foarte, foarte frumoasă. Arată foarte bine. Stați să vă măresc eu, că al meu cameraman cred că e mai greu. Acum nu știu ce o să facem, dar o să vă anunț când o să aflu. Ok, deci am ajuns la mănăstirea Sfânta Ana. Arată foarte, foarte, foarte drăguț. O să vă prezint și vouă imediat foto. Așa, pur. Am plecat de la Mănăstirea Sfânta Ana și în drum spre cazare. Am găsit acest loc foarte drăguț pe care o să vi-l prezint și vouă dacă mă urmați. Și pozele o să le găsiți la mine pe Instagram. De fapt, încă nu cred că o să le găsiți. S-ar putea să pun vlogul înainte să postez și pozele acestea, dar o să găsiți oricum poze de aici. Ne-am dus puțin mai încolo și așa arată. Foarte, 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 foarte frumos. Și acolo. Wow. În momentul ăsta mă filmez foarte prost. Am ajuns din nou în cameră și acum este ora 9, cred. Cam aici se termină acest vlog. O să mai stau aici încă 2 zile. Am spus să postez vlogurile pe zile diferite, să aveți daily vlog din fiecare zi. N-am mai făcut de super mult daily vlog și da, știu că poate nu m-am priceput chiar atât de bine. O să încerc să-mi revin în toată chestia asta. Sper că v-a plăcut acest daily vlog și mai multe, presupun că am vorbit în intro, în outro. Zari, mâncăm repede, mami. Bă, mama, dar nu mai vorbi. Stai acolo și te miști. Ce se vede asta? La pic pe astea. Zari, fii atentă, uite, închidem acum. Și nu știu ce e asta, adică știu ce e, dar nu știu ce caut aici. Și acum, nu știu, hai să nu țin așa că mi-e cu scap. Tunează tu. Ce mai zări acolo, mami? Bine. Băi, dar nu mă văd. Ah, ok, bine, perfect. Stai să stau așa. Stai că mă dor ochii de la soare. N-ai spus. Ba da, am spus că România este o țară foarte frumoasă. Și așa cum a spus și mama, ai început altfel. Asta da, asta da, ai zis altfel. Așa ai început. Acesta a fost vlogul. Eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume. Și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag emojifem. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!